Lista neagră a lui Putin a fost publicată. Aceasta conține aproape 50 de țări care nu sunt pe placul Rusiei, printre care și România. Statele vizate, cum este precizat în document, adoptă atitudini neoliberale ce contrazic valorile tradiționale rusești. Vladimir Putin a făcut și un plan prin care să le taxeze și va face asta cât mai repede. Nemulțumirile Rusiei cu privire la țările din Uniunea Europeană continuă. A fost publicată o listă pe portalul oficial cu cele 47 de state care nu sunt în concordanță cu principiile rusești și care implicit sunt declarate împotriva statului condus de Vladimir Putin. România este și ea menționată alături de țări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Japonia, Ucraina, Canada, dar și Elveția. Țări care de altfel susțin pacea, integritatea și au sancționat statutul rus pentru genocidul din Ucraina. Excepție de pe lista lungă fac Ungaria și Slovacia, care nu au fost luate în vizor de Federația Rusă. În schimb, și Taiwanul, statul a cărui independență nu a fost recunoscută oficial de Rusia, se numără printre țările neprietenoase. Putin are și un plan să taxeze statele cu care nu are legături foarte strânse. Potrivit unui ordin guvernamental publicat în luna iulie, țările care exportă produse în Rusia se vor confrunta cu tarife ridicate. Mai exact, este vorba despre majorarea prețurilor de import pentru bunuri de larg consum, cum ar fi vinul, berea, bomboanele, biscuiții și șamponul. Taxele pentru produsele din Polonia, de exemplu, se vor ridica la 35% din valoarea lor în vamă. Pentru cele din Lituania, Letonia și Estonia, costurile adăugate vor crește până la 50%. La polul opus, cetățenii țărilor de pe lista neagră sunt bineveniți în Rusia. Aceștia primesc inclusiv dreptul de a locui acolo, mai ales dacă au avut de suferit de pe urma impunerii atitudinilor destructive neoliberale din partea guvernelor țărilor lor.